Cu George, afacerea ta va pune mai ușor banii în mișcare. O emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent. Pentru un business inteligent. Salut și bine ai venit la Banii în Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre transporturile terestre de călători pentru a vedea oportunitățile pentru dezvoltarea sustenabilă în acest sector. Deschiderea pieței de transporturi terestre de călători va atrage mai multe persoane către autocar, reducând traficul și, evident, numărul accidentelor. Turismul local ar avea de câștigat printr-o mai bună conexiune cu țările europene. România are una dintre cele mai lente reveniri ale turismului din Europa, înregistrând un număr de sosiri în primele 9 luni ale anului trecut, la doar 45% din nivelul raportat în aceeași perioadă, în 2019, considerat anul de referință. Practic, un alt avantaj ar fi mobilitatea forței de muncă, care ar crește deoarece autocarul permite persoanelor cu posibilități financiare reduse să călătorească. Haideți să vedem câteva bune practici din Europa. Spre exemplu, în Germania, impactul liberalizării acestui sector a dus la creșterea numărului de pasageri cu autocarul pe distanțe lungi, care practic s-a triplat în primii 2 ani, crescând de la 8 milioane în 2013 până la 23 de milioane în 2016. În această perioadă, flota de autocare pe distanțe lungi s-a dublat de la 760 până la 1500 autocare ce operau pe distanțe lungi. În Franța, impactul pozitiv a fost și mai mare. Numărul de pasageri cu autocarul pe distanțe lungi era de numai 0,8 milioane de pasageri în 2015 și în doar 4 ani după liberalizare, numărul acestora a crescut semnificativ, ajungând la 11,3 milioane. În acest timp, numărul plecărilor s-a triplat, frecvența acestora înregistrând o creștere medie anuală cu 31%. Dezvoltarea lentă a sectorului de transportul terestre de călători în România a dus și la diminuarea impactului fiscal potențial la veniturile publice. Pentru a calcula concret acest impact, am considerat atât efectul direct prin contribuțiile sociale plătite pentru contractele de muncă, TVA și impozitul pe profit, cât și cel indirect prin achizițiile de la furnizori și salariile plătite angajaților care se duc în putere de cumpărare, consum și automat taxe indirecte. În urma calculelor realizate, am găsit că efectul fiscal direct generat de companiile active în sectorul de transporturi terestre de călători a crescut foarte lent de la 560 de milioane în 2017 până la 709 milioane, aproape 710 în 2021, creșterea în această perioadă fiind de doar 27% în linie cu dinamica vânzărilor. Dacă adăugăm și efectul indirect, care a crescut proporțional, avem un impact fiscal total de 963 de milioane lei în anul 2021, foarte puțin, doar 0,3% din totalul veniturilor încasate la bugetul public, un aport fiscal extrem de scăzut, având în vedere importanța strategică a acestui sector pentru mobilitatea forței de muncă și a oamenilor în turism. Am văzut efectele pozitive generate de liberalizarea pieței în țări precum Germania sau Franța. Evident, același lucru se poate întâmpla și în cazul României. Pentru că nu știm exact multiplicatorul fiscal, am considerat 3 scenarii. În primul rând, o creștere de 3 ori în cei 4 ani după momentul liberalizării, o creștere a numărului de pasageri de 3 ori, apoi în scenariul 2 de 6 ori și în ultimul scenariu de 9 ori. Este posibil oricare dintre scenarii, având în vedere că în Germania numărul de călători cu autocarul pe distanțe lungi s-a triplat în doar 3 ani, iar în Franța a crescut de 11 ori în primii 4 ani după liberalizare. În aceste scenarii, impactul fiscal generat de companiile din sectorul de transportul terestre de călători poate crește în termen de 4 ani de la momentul liberalizării până la 1,5 miliarde de lei în primul scenariu, 3 miliarde în al doilea sau 4,5 miliarde de lei în cel de-al treilea scenariu. Monopolul local este eliminat, crește concurența,
vin mai mulți bani la buget, clienții sunt mai mulțumiți, are loc stimularea turismului, antreprenoriatului, investițiile și crește mobilitatea muncii. Toate acestea, practic, se dezvoltă și toată lumea are de câștigat. Cum se pot întâmpla? Vedem în episodul următor. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Ai urmărit Banii în Mișcare, o emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent pentru un business inteligent.